incident șocant într-un microbuz de pe linia 101 din capitală, un minor a fost înjunghiat cu un cuțit de către un bărbat necunoscut după o ceartă soră cu moartea. Adolescentul, în vârstă de 15 ani, a fost internat la spital, iar agresorul a fugit de la fața locului. Ulterior, acesta a fost reținut de poliție și și-a recunoscut vina. Он остановил и взял меня за шиворот и хотел ударить, но не успел, потому что я полоснул ножичком по лицу. Incidentul s-a produs în seara zilei de 13 decembrie. Ceata s-a sfiscat după ce bărbatul i-ar fi făcut observație victimei care avea un comportament indecent. După ce au coborât la stație, victima împreună cu amicii săi ar fi încercat să atace bărbatul, însă individul a scos un cuțit și l-a înjunghiat în regiunea feței. Bărbatul reținut are 53 de ani și este domiciliat în capitală. Acesta este cercetat penal pentru huliganism și riscă până la 7 ani de închisoare.